luna martie, presupun prima dată discuții procesul verbal pe luna decembrie, cel din 29 decembrie. Discuții, dacă sunt. Nu, mai am câteva fraze de scris la capitolul discuții, nu am mai credeți-mă. Nu mai am când. Nu, noaptea la aș sta cu ochii deschiși cu scobitori, eu nu mai reușesc să consemnez tot. De-aia urmărim de creștinească și decentul la dumneavoastră, încercați să vă limitați mâine la cuvânt strict la ceea ce este esențial, pentru că dacă ne pierdem în discuții sterile, pur și simplu nu are cine să țină pasul cu timpul meu. Că până la urmă e educația mea legală, dar eu nu zic că am depus armele, trabiere, dar credeți-vă că nu ai până să fie. Deci, procesul verbal de la 35-40 pagini în plus, deja e muncă de sisip. Le voi face, n-am spus că mă sustra, dar am să le fac atunci când am să pot. Credeți-mă. Nu era bine. Dacă sunteți de acord cu ceea ce am consemnat până la ședința de pe 29 decembrie, până la capitolul discuții. Acolo. Ne referim. Ca altceva, deocamdată n-am avut ce să vă pun pe masă ca să studiați. Păi tot, mai spun, dacă nu s-a făcut una de câte ședință, materialul și-a mult. Totuși, doamna secretară, proiectul de hotărâri necesită dezbatere, nu masă de înțeles. Dar eu n-am spus, doamne ferește, să nu faceți dezbatere. Vrea să puneți, doar am zis, doar am zis pro, să nu pierdeți în discuții, în discuții prea lungi și sterile. Atât, nimic mai mult. Posibil și asta, pentru că există, e democratic să discuți, e democratic să combați, e democratic să dezbați, dar un pic mai cu mil, așa. Păi doar doamna secretară, dar să vă spun o chestie. Deci dacă vii cu 100 de pagini la câteva proiecte acolo, e normal. Atunci, ce dezbatem? Facem 5 minute și acolo sunt anumite paragrafe, aia anumite, punct, virgulă. Și după aia, domnule, s-a interpretat așa. S-a interpretat înțeles. Invers. Am înțeles. Păi, eu fac tot ce pot. De asta am avut rugămintea și avea la dumneavoastră să încercăm să faceți tot. În unele cazuri să profite din... Să încercăm să fim un pic mai subțiri. Deci, exact, atât. Profită de niște chestii după aia. Dom'le, păi nu, că au fost trecut în proiect. Nu, că nu trebuie nicio chestie. Avem filmări, avem astea, cioarele mele care... Păi, filmări ce discutăm noi, în filmări rămâne. Că altceva nu rămâne. Și dacă noi avem discuția scurtă, e clară treaba că rămâne foarte puțin, nu? Domnul Astor, eu cred că am fost înțeleasă de colegii dumneavoastră, deci haideți să mergem mai departe. Vă supun spre aprobare procesul verbal din 29 decembrie. Cine este pentru? Da. În unanimitate de vorbă. Trecem la ordinea de zi. Dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 68 din 30.03.2021 pentru modificare și completare dispoziției primarului numărul 63 din 22.03.2021 privind convocarea ședinței ordinare Consiliului Local în data de 31 martie, orele 2021, orele 13, la sediul primăriei Comunei Vâsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 31.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-martie-aprilie 2021. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției exercițiului financiar al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vâsănești și Bacău pentru anul 2020. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre modernizare drum spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului din satul Caracol, Comuna Vâsănești. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție din rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2021, inclusiv datorate bugetul local al Comunei Vâsănești de sub Bacău.
Punctul numărul 7. Discutarea petiției înregistrate la Primăria Comunei Bâsănești, județul Bacău, sub numărul de 1046, din 12.03.2021 și depusă de domnul Coman Mihai, avizată favorabil de conducerea școlii gimnaziale numărul 1 și înregistrată la instituția de învățământului sub numărul 156 din 12.03.2021. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componentei Comisiei pentru verificarea lucrărilor aferente pe trupurile de izlaz comunal, închiriere, conform prevederilor a hotărârii Consiliului Local Bârsănești, din datele numărul 12 din 13.03.2020, punctul numărul 9 diverse, articolul 2, prevedere prezente dispoziții, vor fi aduse la cunoștință de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Dacă permiteți, punctul numărul 3, să retragem pe ordinea de zi. Anume? Dar supuneți prima dată proiectul ordinei de zi la vot. Și după aceea se intră pe discuție. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Potrivă. Punctul numărul 3 al ordinii de zi, se trage pe ordine de ordine de zi. Motivul? Dar un motiv există. Stați puțin, stați. Asta îi revine sarcina inițiatorului. Nu trebuie să cereți acordul nostru. Nu trebuie să cereți acordul nostru dacă vreți să retrageți un proiect. Îl retrageți, declarați și la revedere. Păi da, dar cazul ăsta ne duceți un pic așa în eroare. Până acum l-a susținut, acum nu-l mai susține, ceva nu mai bun. Se susține, dar nu se susține. În toată ședință. A, bun. E decizia. Dar eu am trimis un mail la doamna secretară, ați primit, nu? V-am trimis, v-am răspuns la mail-ul pe care mi-ați făcut, mi-ați trimis cu domnul, ați primit material. Ok, v-am răspuns și v-am solicitat. Am o singură rugăminte. Nu vorbim să ne înscriem la vot. Deci, vă rog, din suflet, cer disciplină. Eu m-am reprezentat de probleme. Da, nu trebuie aprobat nimic. Este inițiator. Are dreptul să-l retragă conform. Okay. Da. Eu am trimis la doamna secretară un mail, întrucât solicit amânarea acestui proiect după sărbătorile pascale. Dacă vă uitați pe mail, să vedeți că îl găsim. Da. Și aici, oricum, mi se pare ceva care e ceva care nu e legal. Deci nu e legal. E ceva cu sucul cu ața albă cu proiectul ăsta. Întrucât, să știi destul de clar, a fost cu campania electorală a PSD-ului, să știi destul de clar legăturile cu Mănăstirea Caraclău, cu toate astea, și aici și aici ceva care ne-ar forța pe noi să facem proiectul ăsta. Ok. Întâi dezbatem bugetul și după aceea proiectul. Propunerea mea, acum. Da. Am Mihai, nu știu, tu zbor, nu te-am văzut. Bine ai revenit prin dumneavoastră. Mulțumesc. Am și o rugăminte la dumneavoastră, dacă mi-a făcut, ca din solicitare care am făcut-o către Consiliul Local, să o dezbate pe timp. Nu vreau timp de stat. Deci, supun spre aprobare. Dacă doriți petiția, să o discutăm prima. Cine este de bără? Da. 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 Vreau să-mi numărați petiția, că nu mă țin în fiecare. Eu rog să-i dai citire. Luați-o de aici. Să ne dați înapoi din urmă. Da. Luați-o de aici. Domnul... 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 problemă. Odată ce s-a retras cu... Iar domnul a spus că a venit și noi de sensul că i-au fost. Nu am vrut să Doamnelor și domnilor consilieri, subsemnatul Mihai Coman, locuitorul satului Bătrâna, vreau să procedez o votare. În cita școlii se află un WC într-o stare avansată de degradare, cu pereți interiori prăbușiți, vă supun spre analiză fotografiile de la fața locului, care le-a văzut. Deci, eu vin în fața dumneavoastră cu următoarea propunere, dacă dumneavoastră sunteți de acord, ca acel peceu, de aceea sunt toalete, nu să fie demolat. Am luat și semnătură și acordul de la doamna director, să fie demolat cu acordul Consiliului Local. Iar pe locul acelui peceu să fie amplasată o platformă din beton, cu cei de la 16, o să mai dăm și noi, cetățenii satului, concurs să ajutăm acolo. Și
ce a spus că a dat un pic masca jos, ca să mă fac înțeles. Și referitor la voluntari, avem destui stat care se pricep la construcții. Dar aș fi foarte încântat ca pe acela plasament de 6 metri pe 24 metri pătrați să fie pus ori un container, ori să construiască o mini-săliță pentru elevii. E foarte important. Elevii școlii Brătești desfășoară ori de educație fizică pe holul școlii. Deranjează ceilalți copii. Aș dori ca la cad, am înțeles că azi aveți rectificare de buget să fie like, de la cheltuieli materiale de la... Nu avem așa ceva, nu avem buget, domnul Cuma. Nu aveți buget. Să achiziuneze de la cheltuieli materiale ciment, plasă de turnat, că și noi suntem în stare să facem un om. Inclusiv sunt consilieri în sală care se pricep la așa ceva și împreună cu aparatul primarului să putem turna acea placă. Iar pe acel amplasament să fie montat un container. Să-și desfășoare și activitate. Poate mai sunt meciuri, dacă o să mai dai drumul. Să poată să dezbrace echipele care vin la teren să joace fotbal. Și am mai fi o doleanță mea. Întrucât acea toaletă se va demola, bănuiesc că se va demola, la spatele terenului, acolo unde a fost groapa de nisip, se poate amenaja o toaletă ecologică. Pentru că un teren fără o toaletă ecologică este ca pe Maidan. Aș fi foarte mulțumit să plec din această sală cu un răspuns afirmat de partea domnului consilier. Aici, la această petiție, eu nu am zis petiție, sesizare. La această sesizare, care am scris-o în calitate de cetățean, nu în calitate de post. Că am fost și acolo și așa am atras atenție. Bă, nu mai intrați, că aici e posibil de prăbușire. Eu, copiii, este liniști, ei se duc acolo. Să vadă, pică, Doamne ferici, avem un caz nefericit. Doamna director, se poate demola cu acordul Consiliului Local. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Dacă mai e ceva de adăugat. Deci, ar mai fi unele, am venit cu posibil promovare, ar mai fi unele de spus, dar nu e momentul, e așa și timpul scurt. Puneți că la ședința următoare, dar nu știu, o să aveți în aprilie, o să vin atunci. Da, mulțumim. Rămâi ca să luăm și da. Discuție. Da, deci vreau să-i adresez domnului primar Zero Coman, primarul Zero, din mandatul dumneavoastră de 12 ani. Domnul Mata, nu mă reprezinți pe mine. Nu, eu mă reprezint pe mine, stați liniște. Și unii cetățeni, da. Sunt sigur, deci ați fost primarul Zero, timp de 12 ani. N-ați fost în stare să vă faceți la Brătești, în curtea casei. Te rog frumos, fără atac, nu atac, dar asta nu e atac, n-am și cum. Deci, da, e primarul Zero, dar fără realitate. Asta o discuție cu afară, în ședință nu permit așa ceva. Deci nu se permite, așa este. Bun, ok, dați-te mă un altul. Afară discuție. Asta e calomnie ce face. Da. Ce calomnie, doamnă? Dă-mi ori de cadă dacă calomnie. Da, vă dă, mai exact. Deci, de arătați toate petițiile primise de cetățenii comuni, aduse în ședințe, dezbătute în ședințe locale. Arătați legea, care a mai făcut cer în afară de domnul Mihai Coman, fost primar. Da, arătați-le, aduceți-le aici și arătați-le la oameni. Asta nu face obiectul. Nu, nu face, nu face obiectul. Doamna secretară, vă rog frumos, aceste... deci dacă judecăm drept... Domnul consilier, lăsați doamna secretară. Da, domnul exprimar, spune. Domnul consilier, acest obiectiv s-a degradat în ultimii 3 ani. Da. Ați fost acum fiul dumneavoastră mai degrabă îl respect decât dumneavoastră. Ce faci? Foarte bine, asta e respect din partea dumneavoastră, dar știți că pentru el a fost acolo și știi. Încheiem subiectul ăsta. Încheiem subiectul ăsta. Supunem spre aprobare. Ce s-a făcut? Păi nu, demolare. Dacă nu există alte comentarii pe marginea petiției... Trebuie făcut o mențiune că acei copii de la școală Plătești, beneficia de o toaletă la interior, este, a nu se înțelege că acea toaletă era funcțională pentru copiii care trecea la primitate de învățământ. Este făcută pe timpul primarului Gelu. Putea să vină doamna directoare să facă o petiție. Vreau să știu ce consemnez, vă rog din suflet.
Da, te rog frumos să spun ultima dată, dacă mai intri peste, eu trec la sancțiuni. Doamne, dar dați-ne voie să discutăm, domnule. Păi da, nu se da, să înscrie la... Faceți o altă ședință, separată, dacă nu vreți să ne dați voie. Deci am cerut să discutăm pe rând. Cum intrăm unul peste altul? Păi da, nu mă întrerupeți pe mine, nu mă lăsați să dau ascult. Vreau să-i dai imediat explicații. Fără jignire. Păi nu am jignit pe nimeni. Doamne, am jignit cineva? Este o solicitare, discutăm despre ea la ora actuală. Ce a fost acum 10 ani? Doamna secretară, vă rog frumos, notați. Să ne puneți la cunoștință și alte solicitări făcute de alte cetățeni. Pe anumite probleme, nu e neapărat problema asta, sau pe anumite probleme. Să dăm convențiune, dacă se poate. Dar problema în această sesizare este următoarea. Domnul primar, primind această sesizare, trebuia să dea o soluție în 30 de zile. Soluția putea veni, să o dea la o comisie, să o analizeze. Știu eu, putea să o analizeze direct aparatul de specialitate a primarului, dea un răspuns. Acum să veniți să cereți de la noi o soluție acum pe moment. Este prematur, eu de asta zic. Eu sunt din satul Brătești, îl respect și pe domnul fost primar. Numai că problema este următoarea. Cum facem demolările? Că acest imobil se află în inventarul comunei. Cum facem? Cu aprobarea Consiliului de Degradare, conform legii 50, există un articol în baza căruia poți beneficia de demolarea imobilului, consiliul prezintă pericol public și este tratat de degradare acceptată. Dar prezint, dar există această situație. Există sigur. Eu zic așa, trebuie am prezentat până acum un proiect de hotărâre. Eu așa zic. Da. Nu putem demola pe vorbe. Da, că mâine nu-și asumă nimeni. Trebuie să faceți un proiect de hotărâre, domn primar. De ce n-ați făcut? În 30 de zile. De ce n-ați făcut un proiect? Nu mai are 30 zile. De asta de 12 martie. Păi din 12 martie până acum se putea face. Păi 12 martie a fost în termenul 30. Dar de cred că domnul Coma a solicitat un acord de principiu. Pentru că baza legală o am sigură. Astăzi îi trebuie o bază legală, așa ca să ne pronunțăm astăzi pe niște vorbe și mâine așa cum să caute responsabil. Nu este în regulă. Da, nu este cum s-a făcut la posta grădiniță de la... Dar știu că nu sunt foarte bine. Să facem un proiect de hotărâre. Păi, păi tocmai de asta, că la bravo, aici știți bine. Că tot așa am aprobat pe repede înainte, s-a demolat, după aceea ați văzut că ne trebuie avizii. Păi stai, când trebuie avizii de demolare, trebuie avizii de pe la Ministerul Educației. Că ăstea bunuri se află în inventar. Ăstea trebuie să te scapi de ele. Da. Nu spune nimic că nu trebuie de mult. Da, eu sunt de acord. Dar haideți să o facem așa cum prevede legea. Că așa o facem. Așa o facem. Practic, s-a solicitat un aviz de principiu. Un acord ca idee de a rezolva. O informare. Haideți să o luăm cu o informare. Dar se putea merge direct pe proiect de hotărâre fără niciun acord de principiu. Direct pe proiect se putea merge. Direct pe proiect, așa cum facem atâtea proiecte. Vă rog frumos, pregătiți-vă și la ședința următoare, mergem direct pe proiect. Așa facem. Mai așa facem. Da, mergem pe un proiect de hotărâre și demolăm fără nicio problemă, pe bază legală, că nu e o problemă. Așa procedăm, domnul președinte. Da, mulțumesc. Domnul consilier, te respect, sunteți în statul Brătești, vedeți că aveam și avisul directorul școlii. Domnul director de la școală, dumneavoastră se spală repede pe noi. Responsabilitatea cade pe noi. Noi trebuie să răspundem. Ea specificat de acea președinte. Da, sunt de acord. Sunt de acord și demoneze și eu. Să avem o bază legală. Să nu ne luăm chiar așa, hai, mergi și vezi o zărmă. Da, am înțeles. Era, zicea, ședit următoare, ședit următoare. Uitați, dacă veți verifica, să vedeți că acel grup sanitar este în inventarul comun. Știu, cum știu, știu. Cum de asta, până la doamna director. Uitați, acolo scrie domnia sa. Da, domnul Mihai, nu avem inventarul comun, nici până la ora actuală. Hai, vedeți, Mihai, Mihai, și mă mai nu vreau să ceva. Hai, foarte bine. Hai, uite și voi, Trecem la punctul următor al ordinii de zi. Mulțumim de participare. Trecem la punctul următor al ordinii de zi. Dau cuvântul domnului primar. Care este completarea articolului 1 a
la hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 31.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-martie-aprilie 2021. Primarul Comunei Vârstănești propune articolul 1. Se modifică articolul 1 după cum urmează. Domnul Consilier Local Blanarul Gheorghe este ales președinte de ședință pentru perioada martie-aprilie și mai 2021. Articolul 2. În temeiul articolul 197 și articolul 199 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărârea va fi comunicată instituției prefectului de sub Bacău, primarul Comunei Vârstănești, persoane însemnate la articolul 1 și va fi adusă la cunoștință publică în condiții legii prin vizita secretarului general al Comunii. Mulțumesc. Discuție? Da, eu mă scriu la discuție, dacă. Da, ok. Încep eu? Da. Începeți, am scris primul. Lecturând raportul de specialitate al domnului primar referitor la acest proiect de hotărâre, am observat că se face și în proiectul de hotărâre, se face referire la articolul 123 din Codul Administrativ. În articolul 123 din Codul Administrativ, nu reiese nicăieri că o persoană care a fost propusă și aleasă ca președinte de ședință, este realeasă pe o altă perioadă. Nu scrie așa ceva în această lege. Ori, dacă dumneavoastră vă permiteți să faceți privilegii față de anumiți consilieri, sunt privilegii, doamnă, pentru că... Dar s-au mutat cu lune în față. Ați văzut această condiție în lege? Există această condiție în lege că dacă se mută sau nu se mută, sau nu știu ce, există această condiție. Vă citesc alinia cu... Dar de bun simț, nu că există sau nu există. Dar nu e vorba de bun simț. Dar alții când au fost, n-ați luat această măsură. Când a fost în mandatul precedent, când pe alții a depășit acea lună. N-ați luat în considerare. N-ați luat în considerare. Deci, iar legea prevede clar atunci când deci, deci, înlocuiește altceva. Vom fi succinți dacă ne dați voi să ne exprimăm opinii. Dacă ne dați voi să ne exprimăm opinii, vom fi foarte succinți. Dacă nu, nu avem, nu putem. Am înțeles. Așa. Continuare. Vă rog să-mi permite să dau o citire alineatului 1 din articolul 123. După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, Consiliul Local, nu prin proiect de primar, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință, subliniez, pe o perioadă de cel mult 3 luni. Așa scrie în lege. Ori domnul, bine, nu zic domnul, eu zic poate fi oricine, nu numai domnul Grănar. De ce are realegeri pe 4 luni? Pe cum pe 4 luni? Păi în luna ianuarie a fost... Păi, dar lăsați-vă să-mi exprim opinia, da? În luna ianuarie am avut proiect de hotărâre, care la fel, s-a făcut propunere pentru perioada februarie-martie-aprilie. Așa, așa au propus Consiliul Local. Așa. De ce acum se realege aceeași persoană pe o altă perioadă? Păi nu se realege. Păi cum se realege? Se a fost ales în luna ianuarie. Se modifică perioada pentru care aceeași persoană. Legea nu vă permite să completați. Legea nu vă permite să completați nici un aliniat față de exact cum scrie în lege. În lege ne spune clar 3 luni. Atât. Cel mult 3 luni. Poate fi și 2 luni. Așa, da? Ei, în aceste condiții, dumneavoastră încălcați în mod abuziv legea. Am terminat. Așa. Deci, cum ar fi un mandat? Care mai prelungim care aveți dumneavoastră? Lăsați-l să termine pe domnul... Am spus că am terminat. Nu că eu am consemnat. Ai, nu știu, treaba dumneavoastră. Eu nu stau după dumneavoastră să consemnați. Consemnați când aveți... Deci, hai să devenim din nou nepoliticoși. Așa ne stăm eu am spus, dumneavoastră, trebuie să intrați în discuții cu mine. Vreau să consemnați acolo. Da, nu trebuie să intrați în discuții cu mine. Nici nu aveți dreptul. N-am drept. Nu. Dar care sunt drepturile dumneavoastră, domnule? Să mă jubiți pe mine constant nu, și sistemul? Nu, eu am exprimat, eu mi-am exprimat opinia pe lege. Și nu mai nou. Dintotdeauna. Deci eu mi-am exprimat opinia, am citit din lege, doamne. Nici legea asta care e scrisă. Nu auți auzit de ea. Ba da. Să știți, sunt foarte curios. Să știu, în ce instituții de specialitate v-ați pregătit juridic dumneavoastră? Sunt foarte curios să știu. Haideți să ne soltăm din nou cu Aleca. Da. Înțelegeți? În momentele astea, într-adevăr, vă simțiți cel mai în elementul dumneavoastră. Nu, nu. Am citat legea. Dacă vreți să o respectați, o respectați. Eu nu v-am combătut și totuși mă jigniți. Eu nu v-am jignit. Dați aviz de legalitate. Faceți acest proiect, dumneavoastră le faceți. Mă rog, domnul primar nu mai le semnează. Așa. Și veniți adică cu ele. Adică domnul primar e pe lângă lege, cred. În care recomand și domnului primar să-și angajeze un consilier personal pe teme juridice. Chiar e recomand. Nu, 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 nu. Da. Haideți să încheiem. Nu s-a răspuns altul care să poată deci, deja mai corect. Deci dacă dumneavoastră vă permite să intrați în polemici din astea cu mine, eu v-am citat din lege. Dacă vreți să respectați ce scrie în lege, respectați.
respectul. Dacă nu, eu am dreptul să atac la instanța de contencios administrativ. Da, mai știți ce am terminat. Da, eu știu, doamnă, dar vreau să mai știți altceva decât să în primărie. Mai știți? De când vă știu și cât tot mandatul care a fost și m-a trecut, sigur, ați învățat de ce am făcut. Sigur, dar constatări de migratoare. Asta la adresa felului în care se desfășoară activitatea secretarului de la sunteți doar dumneavoastră. Da, am înțeles. Iar eu n-am spus că sunteți vești pe contrasens, ci am spus că se poate iniția și susține un dialog civilizat. Și eu am încercat. Lucru pe care dumneavoastră îl refuzați cu obstinație. Am dreptul la opinie. O primă și niciodată. Dar cine v-a spus să nu vă exprimați? Eu doar am spus să stau de vorbă. O primă ședință dacă mai continuăm discuția. Eu am spus că am terminat. Dar spuneți-i să se potolească la timp. Dar dumneavoastră doar nu trebuie să inițiați doar. Dar gata, încheiem subiectul. Asta e boală grea. Da. Nu știu cum o duceți. Copil. Mai vrei să discuți ceva? Dar nu știu cum o duceți. Nu, eu spun în felul următor. Deci, să se respecte, ce s-au votat. Deci, terminând. Ați pierdut o luni de zile, am pierdut și eu ca și consilier. Tot am pierdut. Asta eu, e. Eu nu câștig nimic sau altul. Dar nici nu câștigă nimic. Apoi să respecte perioada care s-a stabilit. Tot aia, deci, aia și, așa. Și nu s-a ajunge la discuții de genul ăsta. Păi și de ce ne încercăm? Păi, nici nu știu dumneavoastră ce vă, nu știu. Dar eu n-am avut nimic de spus împotriva. Nu. Eu doar am întrebat de domnul Mirov dacă are altă propunere după aceea ce s-a propus de către domnul primar. Amendament și s-a putut de dumneavoastră, nu s-a putut de altcineva. Nici nu are sensul. Nu, nu, ok, da. Dar nu e așa. Și atintele a fost ales în ianuarie. Nu, mai fost ani în care nu s-a ținut ședința pe lună și nu s-a făcut proiect de prelungire a președintelui. Și așa, ca să nu avem discuții. A fost un pic sensibil pentru că s-a întâmplat la prima. Da, nu, sunteți conștiente că a mai fost situația. Da, dar nu s-a făcut, dar nu s-a început mai tare pe lună. Nu s-a făcut, dar nu are nicio intenție. Nu fi la început să vezi că o refe, răbăci doare, răbăcirea numărul 7 din 31 ianuarie. Asta este ideea, da? Cred că pierde comătul ceva. Dar nu s-a pus nimeni. Nu trebuie acolo. Să nu trăiască cineva prin care se crea. Asta a de ce mai stăm de vorbă? Dar cu ce-a spus așa de vorbă? Gata, încheiem aceste discuții. Supun spre propunerea lui domnul Miron. De a găsi un examen și a votat. Domnul doar a sesizat faptul că e ilegal. Da, exact asta vreau să spun. Eu n-am propus nimic. Eu atât am spus să respecte legea. Lucrarea legală este ca domnul primar să-și retragă proiectul de hotărâre și să rămână în picioare hotărârea numărul 7, așa cum a fost ea aprobată pe 31 ianuarie. Deci s-a făcut cu mine, da? Da. Bun. Deci trage proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Perfect. Bun. Și încheiem despăcerea. Trecem la punctul 2 al ordinii. Și acum, domnul primar. Eu o să dau cuvântul la liberală de aprobare. Execuției exercițiului bugetar de anul 2020. Doamnele și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea execuției exercițiului bugetar de anul 2020 al Comunei Bârsănești. Din analiza contului de execuție al bugetului local pentru anul 2020, putem constata că la partea de venituri s-a totalizat suma de 8.732.324 de lei, iar la partea de cheltuieli, un total de 6.504.396 de lei, rezultând un excedent în sumă de 2.290.361 de lei. Așa se prezintă situația bugetară pentru anul 2020, drept pentru care propun spre analiză și spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției exercițiului bugetar al Comunei Bârsănești de sub Bacău pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă execuția exercițiului bugetar pentru anul 2020 la partea de venituri 8.732.324 de lei, iar la partea de cheltuieli 6.504.396 de lei, având un excedent de 2.290.361 de lei. Articolul 2. Secretarul General al Comunei Bârsănești va comunica prezenta hotărâre către primarul Comunei, compartimentul buget fundamentate, financiar, pregături, executare, sindică, resurse umane, din aparatul de specialitate a primarului, instituție prefectul județului Bacău și se va face publică în condițiile legii.
Am înțeles ea 5 minute și mai e la rost o comitie de mare. Gata, ne scurtați în pauză, la terminare. Nu mai e. Da. Discuții. Da, rămânem pe loc un pic până vine doamna. Două secunde, când aduc un pic de apă. Trebuie să nu se va toată lumea. Excedentul acum? Da. Cât este acum, în acest moment? La 48 de miliarde. În momentul de față? Da. Da. Mulțumesc, atât. Alte discuții. Supune spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? În anumitate de vorbă. Da. Da. Pentru că proiectul numărul 3 a fost retras, trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și deținere a localității. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Se declară perioada 1 aprilie 2021, perioada curățenie și se aprobă programul de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, conform anexului numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Nerespectarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2021, prevăzută articolul 1, constituie contravenție în domeniul bunei gospodării a localității rurale și se sancționează conform prevederilor anexului numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. 3. Primarul și viceprimarul comunei, prin compartimente de specialitate diverse, precum și întreținere și reparații drumuri, vor aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va fi comunicată în instituție prefect, județul Bacău, primarul comunei Vârstănești și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primării, precum și pe afișele pe raza comunei. Mulțumesc. Discuții. Noi am început acțiunea asta mai din de la jumătatea lunii martie. Da. Da. Eu apreciez normal că ați deformat așa de acolo, acolo pe porțiunea care a Brătești, dacă așa se denumește. Da, eu apreciez lucrul ăsta. Trebuie și în sat, probabil trebuie la pisatele. Da, eu s-a făcut și la Caracol, s-a făcut. Eu apreciez lucrul ăsta. În ce zonă ați spus? Calea Brăteștiului, la intrare în satul Brătești. Nu, să și noapte. Strada Calea Brăteștiului, la intrare în satul Brătești. Pe o porțiune de aproximativ 1 km. Deci, cu alte cuvinte, trebuie peste tot așa. Decolmatate și amplu și curățate pe ambele părți. Dar mai fi acolo la drumul care vin la zonă, fiecare cine în fiecare an. Am luat-o pe curaia, că am luat control de la negru. Da. Da, bine. Da, în satul Alberii. Deci nu mă opri, domnul Beare, două secunde. Da. Două secunde. Sunt în ședință, vorbim de seara. Te rog, nu sunteți mătere, da? Pa, 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 pa. Hai că n-am timp.
Da, îmi cer eu scuze. Da, în statul Albine, deci nu sunt rigoli, nu sunt și ar trebui și trebuie neapărat, deci să se apuce de șanțuri. Deci au fost un pic ploile astea cât a fost, deci toată apa a fost de grijă cu drumuri. S-au vorbit și în ședințele anterioare, dar se vorbește degeaba. Nu s-a făcut un metru de șansă. De la podul Zăbii și până la școală nu este toată apa vine în drum. De la podul? Podul Zăbii. Până în fața școlii este un metru făcut de șansă. Trebuie venit cu excavatorul, cu remorca, a pus direct în remorcă și dus, este locul să ducă, să tot Muntele Albine poate să ducă unde este o zonă unde se poate depune toată altfel degeaba. Mergem cu cizme, mergem cu ce avem și cum putem. Degeaba vorbim, degeaba votăm, degeaba dacă nu se face nimic. Faci doar un amendament pentru Albine. Asta e adevăr. Iar vorbim pe. Da. Alte discuții. Vorbim, domnule. Eu vreau să spun că m-am ocupat în mod direct de începerea acțiunii de curățenie, de curățenie și igienizare a localității. Am început satul Zătești, așa cum a menționat domnul consilier Ionuț. Acolo am lucrat câteva zile cu cei de la Ajutor Social, pentru că mare parte din măsurile care le avem cu planul de curățenie de acum sunt prezente și la măsurile de lucru cu cei de la 416. În mare parte, atât cât am putut, cu puținii oameni pe care i-am la 416, am făcut câte ceva în satul Zătești, în satul Caracău, în satul Albele. Și vreau să vă spun că în satul Albele am avut chiar 5-6 zile când am fost prezent și am, în condițiile în care bugetul actual nu ne-a permis să avem o finanțare pentru a asigura balastarea, un balast cumpărat de motorul Sorbi sau alte de balast, am făcut balastarea cu un balast pe care l-am luat din Albia minoră a Tazlăului. Am cărat acolo 3 zile consecutiv și încă două zile am cărat pe Valea Bisericii, iar celelalte 3 zile am cărat balast pe tot satul, începând de la Peluca și până la capătul satului, spre Bucalului. A fost o acțiune destul de migăloasă, întrucât am întâlnit o opoziție pregnantă din partea multor cetățeni de acolo, care, în loc să aprecieze că a reușit să fac ceva și să aduc un alt aspect drumului, adică am plombat toate găurile. Am mers ca plopata cu groapă în groapă, am folosit și bulduri și am nivelat după aceea în condițiile în care am depus balastul pe zona cealaltă, dar am primit doar reproșuri și așa din partea cetățenilor de acolo. Eu vreau să asigur cetățenii de acolo că vor demara într-un alt mod, în condițiile în care vom primi bugetul, ne vom permite să cumpărăm sorturi. Ne-am propus cu domnul primar să ducem un drept acolo, să facem o platformă viabilă, să le facem șanțurile, dar lumea trebuie să fie conștientă că nu se pot face lucruri bătând din palme de astăzi până mâine și să vrem într-o zi ce nu s-a făcut atâția ani de zile. Deci eu sunt de 3 luni de zile, sunt prezent în fiecare zi, în toate locurile, așa cum am promis, și așa cum au considerat alții că vor cumpăte doar într-o 4 ani de zile. Nu. Și măsura în care voi avea disponibil personal de la 416, voi continua activitatea de amenajare și de curățenie, de amenajare a tot ce înseamnă, toaletare de arbă, amenajare de drumuri, efectuare de șanțuri cu personal auxiliar, toate celelalte activități. Dar lumea trebuie să înțeleagă că toate aceste acțiuni nu pot fi făcute de la o zi la alta. Și mă doare sufletul să văd că ai noștri consilieri ne aruncă în față chestii care nu sunt nedrepte și injuste, adică noi am făcut lucruri și măcar să nu apreciez o situație care deja este existentă și să spui că nu s-a făcut nimic acolo. Este o chestie care pe mine mă doare, pentru că dacă vom merge și vom ocupa, chiar și pe cei care s-au certat cu mine sau care au reproșat anumite lucruri, în discuțiile avute cu ei, au constatat că totuși lucrurile se mișcă într-o direcție și că nu rămân înghețate în forma în care au fost până acum. Trebuie să mă înțelegeți pe mine ca om că nu pot să fac atât decât atât cât este posibil cu bănuții pe care am și cu oamenii pe care am la dispoziție. Și în următoarea perioadă vom continua cu celelalte activități pe care le avem în vedere. Față de programul de curățenie și amenajare pe care l-am avut aprobate și în ședință în anul trecut, eu am adus câteva modificări pe care mi le propun să le supun atenție dumneavoastră și să putem să le avem în vedere toate anului care sunt ca măsuri de finanțare. Asta se referă. Amenajarea pe domeniul public de zona de remuște, de trotuare pietonale. Ne place tuturor, cred că, atunci când vedem că la Tinegiu sunt trotuarele făcute pe zona pietonală ADN-ului 11. Este o zonă foarte, foarte, foarte bine structurată în condițiile în care există un trotuar pietonal, dar noi trebuie să avem în vedere că atunci când vom trece cu conductă de gaz pe zona respectivă, situația va fi puțin încălcită și atunci, în condițiile în care
va exista o poziționare care să nu ne afecteze conducta de gaz, vom face demersuri pentru ca aceste tutoare să existe, poate la sfârșitul anului sau în anul următor. O altă chestie pe care am discutat și pe care am readus-o în programul de anul ăsta este cea care se referă la declanșare. Noi am făcut demersuri pentru a face un contract de colaborare cu primăria Helegiu, în condițiile în care noi nu avem o stație de prelucrare a deșeurilor de genul ăsta, vom procede la a obține avize de la mediu, care nu sunt ușor de obținut. Vom avea foarte multe piedici, dar sper să reușesc, pentru că este o situație dezastruoasă să mergi prin toate satele. Atât la Caracol, cât și la Brăzănești, cât și la Brătești, cât și la Albene, să vezi că oamenii deversează dejecțiile de tot felul în stradă. Este o chestie care ne deranjează pe noi, ca și conducători al unității, deranjează vecinii care primesc în fața lor deșeuri de genul ăsta. Și atunci va trebui să luăm în vedere punerea în practică a unei ditanșări viabile, atât timp cât noi avem deja achiziționată ditanșa pe care o avem în proprietatea OAT Brăzănești. Alte măsuri care trebuie să le avem în vedere, că ne plac, că nu ne plac, noi trebuie să avem în vedere și asigurarea punerii în practică a măsurilor impuse de situația pandemică actuală. Situația se complică, după cum vedem, atât la nivel național, cât și la nivel local, și de asta noi, ca și Consiliul Local și ca și executiv, trebuie să avem în vedere lucrurile astea și să punem, să luăm măsurile care ne sunt impuse de la nivel de centru și transmise până la nivel de zona locală. Asigurarea informării populației privind imunizarea prin vaccinare anticovid. Este iarăși o măsură prin care noi, prin măsurile pe care guvernul actual le va lua privind continuarea vaccinării, trebuie să procedem la a organiza campanii de informare a populației vis-a-vis de vaccinare pentru a se crea imunizarea, pentru ca noi să putem să ne reluăm viața care ne-a fost curată de această situație pandemică. Referitor la obligativitatea populației privind domeniul public. Pentru că celelalte măsuri care erau aprobate în toate consiliile, în toate hotărârile de genul ăsta, am trecut și bălirea tulpinilor, pomilor, arborilor din zona aferentă proprietății. Vedem că oamenii s-au dezobișnuit să-și facă șanțurile, să-și bălirească pomii, să-și mențină starea de curățenie și igienă la nivelul de tampon dintre drumul care aparține comunității și partea de proprietate a lui. Va trebui să facem comisie formată din membrii ai executivului și membrii ai Consiliului Local, care să luăm la pas fiecare sat al comunei și avem în vedere ca oamenii să se reobișnuiască să-și facă curățenie, fraților, în fața porților, în fața gardurilor, să vorbească pomii, pentru că nu este corect ca noi să avem o imagine degradantă și o imagine care nu seamănă cu, cu imaginea unei localități care aparține unor oameni buni gospodari. O altă chestie care trebuie avută în vedere vis-a-vis de vitașare, va trebui ca atunci când identificăm toate zonele vulnerabile cu oameni care deversează canalizarea în șanțurile din fața localității, să îi obligăm printr-o hotărâre de Consiliu cu sancțiuni ulterioare în condițiile în care îndeplinirea sarcinii nu este dusă la bun sfârșit, demontarea de fose ecologice pe care noi ulterior să le putem vitașa, să evităm să trăim într-un mediu toxic, prin miros, cu toate celelalte, prin disconfort pe care îl trăim oamenilor și comunității din care facem parte fiecare dintre noi. Cam acestea au fost măsurile pe care le-am completat la programul vechi și măsurile pe care le avem în vedere, ținând cont de faptul că și dumneavoastră ați văzut că noi am demarat înainte de planul ăsta acțiunile cu cei de la 46, sper să putem continua și să ajungem la bun sfârșit cu toalitarea tuturor marginilor drumurilor de interes public, începând cu Caraclău, începând cu Albele, cu Găteștiul și toate celelalte. Este foarte mult de muncă și eu să mă vreau să vă credeți că nu pot să fac față doar cu personal de 46, pentru că orele s-au diminuat, în loc de 11 ore acum are 10 ore, timpul de lucru pe care eu trebuie să îl fac cu fiecare persoană în parte s-a redus și practic nu am cu ce să fac treaba. Va trebui să lungesc perioada asta utilizând exclusiv doar personalul din compartimentul auxiliar. Cam asta sunt măsurile și planurile și intențiile noastre ca și executiv vis-a-vis de planul pe care l-am adus la cunoștință și pe care îl avem în vedere. Da, în privința vitanjărilor, este într-adevăr o problemă mare, dar trebuia să ne gândim că s-a discutat proiectul apă și canalizare, nu? Dintre care numai apa vine la Brăzănești, canalizarea nu. Proiectul ăla normal trebuie să vină împreună, tot. Deci canalizare, apă, nu știu cu proiectul ăla ce final va avea,
Dar eu să vă spun că mai fost o discuție cu domnul Benea aici, când l-am întrebat cu proiectul 2021. Când eu trăsam în anul 2021, la finalul anului, apa la poartă. E adevărat, domnul primar sau nu? Bun. Ok. Asta nu e problemă. Ca să o să strângi semnături de la oameni și ca să dăm instituția de carte, că nu s-o respecta programul. Asta e situația. Cu Helegiu, într-adevăr, ei au, nu știu dacă au... Au o stație depurată. Au stația depurată. Da, ok, sunt de acord. Dacă are capacitatea să prelucreze și cei la noi, nu am nicio... Trebuie să-mi punem noi legalitate de legalitate. Problemă. Bine, aia trebuie autorizată de la medii, de unde trebuie amintezat. Domnul primar, domnul viceprimar, în legătura mandatului nostru, într-adevăr, e scurt, dar ați mai avut o perioadă de mandat. Și n-ați fost în stare să puneți o aplicare la domnul Stanciu, să puneți o hotărâre și de o hotărească în aplicare. Și la ora actuală mai aveți încă o problemă cu Ienea Ion și cu Ficiorusul. E adevărat sau nu, domnul primar? Da, dar acolo nu-i terenul. Nu, aveți, e dat o hotărâre că trebuie să mergi să demolezi, nu? Da, bun, sunt okay. Primul care să demolezi, nu? Da. Și presupun că pentru satul ăla Albile, din toate problemele astea ce s-au discutat, nu s-au discutat un amendament pentru satul ăla, pentru amărâță aia. Apa anul trecut au cărat de la Ciușmea, de la Brătești, corect sau nu? Dar la mănăstirea care a plăcut bucata aia de un 300 de metri, atâtea miliarde, mi se pare ceva aberant. Da, și mai sunt multe de discutat, da? Deocamdată să mai discute și alți consilieri. Să nu fiu numai eu acuzat, acuz. Nu acuz pe nedreptate, acuz. Eu sunt acuzat, nu tu. Bine, și eu sunt acuzat, instig eu și spun eu și nu știu ce, nu știu cum. Dar eu v-am spus, ați avut un mandat anterior, de cât a fost, un an, doi, trei, nu mai rețin, și n-ați fost în stare să puneți o hotărâre judecătorească la Stancea. Clădirea primăriei. Nici în ziua de azi nu-i pus. Și dată din nu știu câți ani. De câți ani e dată domnul primar? Știți bine situația. Nu știu, nu era în consilier. A, nu era în consilier atunci? Da. Iar de care torna asta cu șurice la cus, nu era atributul lui. Păi cum? Dacă era viceprimar, a cui e atributul? Era atributul primarului care l-a avut în față. Bun. Și atunci l-a făcut primarul zero degeaba, înseamnă. Nu l-a făcut pe dreptate, înseamnă, nu? Nu, dar nici la cus cu om nevinovat. Păi nu, dar eu spun că putea să implice domnul vici dacă era. Nu poate să treci peste un șef. Și plus de asta să vă mai spun și o din campanii electorale se fac, deci campaniile se fac cu bani proprii. Eu mi-am făcut banii proprii. Nu m-am dus pe la mănăstirea Caracleu, pe la preotul, cum îl cheamă, că am uitat. Dar ce te trebuie? Da. Păi nu, doamnă, așa este. Și după aia se fac întrunirea iar, și iar se fac iar vorbesc la subiect. Da, ok, bun. Iar vorbesc la subiect. Te rog frumos, vorbesc la subiect. Am încheiat și discutăm la vedat. Mulțumim. Aș mai avea eu de spus aici nu s-a luat în calcul, sunt foarte multe case care nu sunt locuibile. Acolo... Locuite. Nu locuibile, da. Proprietatea omului. Da, asta am zis, că ei sunt datori să-și facă curățenie în fața porții, chiar dacă nu locuiesc acolo. Nu sunt... Păi și dacă nu există doamnă persoană, cine-i da, nu v-am întrebat, doamnă. Păi iar ne băgăm peste. Care ne aparține nouă și avem disponibilitate de oameni care, cu care putem face lucrul ăsta, vom avea de și situații de genul ăsta, dar nu putem să facem întâi lucrul ăsta și după aceea partea care revine nouă ca și atribut. Deci atribut nu mai trebuie să înțeleg și am zis. Terminați-vă ca să înțeleg și eu ce să scriu și eu. Da, se facă fiecare în fața propriei. Da, curățenie în fața propriei. Da, și ce facem în care nu nelocuite, să fie invitat să-și fac curățenie, nu asta mare zile. Ca să nu fie dator vecinul, la noi, de exemplu, cum sunt eu cu vecinul acolo, sunt patru case. Noi facem curățenie mereu. Să fie să facă notificarea, asta mă spune. La asta mă referim, nu să fie în primărie, în locatii se fac, și să-și răspundă favorabil invitații. Scrieți, doamnă secretară, că rămâneți în urmă, scrieți. Mare grijă, Liulă! Ok, dar înainte de examen, trebuie și formal. Dar sunt sub după aia, oameni, dumneavoastră... Chiar cu mere, dumneavoastră. Aici mai puteți să aveți. Spuneți asta, să înțelegeți acolo. Putem bea și o bere, nu numai un sub. Că ei și după ce era rosă. Că berea după bere îi place. Da. Dar eu am reținut. Nu, am reținut. Eu cred bună, dar nechi.
ne fiind chiar utilă, vă spun eu. Pentru că drumul județean, deci, haideți să vă spun o chestie. Deci drumul județean au armată de oameni care sunt salariați. Corect? În alte țări, dacă vă duceți bine și vă uitați, sau prin alte părți, nu doamnă, prin alte părți. Suntem deci drumul județean este, ia băutaie, districturile de la drumurile județene, dezăvezirea, toate prostiile astea, corect? Da. Bun. În fața casei, ei, nu zic nimica, dar, de exemplu, sunt, că apropo de șanțul de la Florinene, plecat în Italia, corect? V-am spus de un an de zile, domnule, dați-mi bună, vă dau motorină, eu am spus, după motorina, 2 ani sunt. Da, îl face, ok. Și eu ăsta nu sunt de acord, ca să oblig omul, întrucât plătești la statul român, taxe, rovinetă, toate prostiile astea, impozite, prostii de genul ăsta. Eu nu sunt de acord. Deci nu pot să oblig omul pentru așa ceva. Clar, așa. Eu am mai pot să, dacă îmi permiteți, o sigur, observații, nu, o sigur. Dar lăsați-mi vreau să și scriu. Nu, statul de acolo, dar ce ați spus, domnul vice? Nu, dar nu m-am ocupat să racu să zic nimic. Nu, vreau să mai vin și eu cu o observație. Eu am mai pus o discuție. Deci eu discut acum din punct de vedere doar moral. Legea ne obligă. Dar eu atât întreb, proprietatea statului, până unde este la nivelul drumurilor, până unde este proprietatea față de riverani, până unde este? Până la nivelul doar, pe care și atunci pe mine, de ce mă pui să fac dincolo de gard dacă mie nu-mi dai voie să fac? Păi s-a zis, da, e un spirit civic. Domnul, ăsta este o moștenire veche. Așa, s-au dat niște legi, dar dacă cineva le-ar contesta și le-ar duce la drepturile omului la CEDO, să știți că ar câștiga. Știți de ce? Este domeniul public. Eu nu am voie să pun nimic pe domeniul public. În schimb, statul mă obligă să fac curățenie pe domeniul public. Adică eu nu dau voie stat, ca tu să-ți spune ceapă sau ce spune omul. Iar în schimb, o asigură curățenia zonei. Nu mai este cu ceapă, să este aspectul tău ca și om, ca așa, să ai un da, și atunci, și exact cum completez pe colegul. Pentru ce plătesc taxe și impozite? Asta înseamnă de plăcere, domnule, de plăcere. Am spus, nu este legal. Am discutat-o din punct de vedere moral. Este o lege. Deci este, sunt niște legi date de această țară, negândite și date așa pe repede înainte și obligi omul pe domeniul public. Nu pățește nimic cetățeanul dacă își face curățenia. Nu pățește, nu pățește. Domnul gospodar de la poartă se domnul președinte, nu pățește, dar nici nu să vii câteva cu procesul verbal și asta e ceva jenant. Domnul președinte. Eu am multă variantă dacă totuși vreți să intrăm în legalitate. Propun să emisie o hotărâre de Consiliu, în baza căreia, noi ca și Consiliul Local, sau ca așa o firmă care să facă curățenie oamenilor în fața plății, iar bugetul pe care avem, îl vom folosi doar pentru asta. Să nu ne uităm cum este un acest lucru și mă ne stau și ne uităm la noi cum noi facem ceva și instalăm case. Dar domnul, așa ceva? Deci, dacă nu de care? Foarte bine. Dar este corect. Este corect. Luați din la Vinca, sau cum se cheamă, care e așa? Nu știu puțin, dar avem unde să facem așa, să facem... Luați din bugetul Vinca, veni și ia vreo 2 miliarde și sunt numai așa la lampa aia cu ca să schimbă la 4 ani. Cam așa ceva. Vreo 2 miliarde și bani din bugetul local. Ca să știți la mine. La Vinca era. Cu electricitate, cu morți oamenilor, cu ce să iei. Da, luați de acolo bani și completați să vedeți să găsesc surse. Și mai sunt multe, dar le identificăm. Bun, haideți să încheiem. Da, 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 bine, da. Dar nu mai vin finanțări la partid. Încheiem subiectul. Supuneți spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Împotrivă? Abțineți? O abținere maximală. Ce de nevoie? E foarte bine. Vii, poate veni să vă persoane desigur. Dau cuvântul. Pentru ce mai spune zile? Ai problema pe ce spune zile? Sunt consilier în primul rând. Domnul consilier, atunci te faci parte din consilier. Trebuie să te asum totuși un comun, un băi de putere. În fața care tu a făcut și un lucru. Pe cunosabil cum am venit, David, cum am luat din timp. Deci chiar nu te legați dimineața. Domnul consilier, prezent. Vreți să încheiați o dată? Dar nu putem obliga. Încheiem alte discuții. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Vă rog frumos.
Deci chiar nu începe de loc. Trecem la următoarea ordine, zi, dau cuvântul doamnei primar. Dau de citire la literatura de aprobare la proiectul proiect de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante de la 31 martie 2020. Ei, contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție persoanelor cu handicap. Punctul 5, care a devenit cu Dumnezeu știe care, minus 2, 3. 3. A, proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Consiliul Local Bâsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării drepturilor copiilor și ale persoanei adulte cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2020 la contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Primarul Comunei Bâsănești propune. Articolul 1. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul calendaristic 2021, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâri. Articolul 4. Contribuția Consiliului Local al Comunei Bâsănești de Județul Bacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza UAT Bâsănești va fi în procent de 35% din sumele aprobate mai sus. În acest sens, urmează a se încheia actul adițional la contractul de asociere cu județul Bacău și DGAPS Bacău. Articolul 5. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale a UAT Bâsănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se va vira în funcție de numărul de persoane până la data de 25 ale fiecărei luni pentru luna anterioară în contul de venituri al trezoreriei județului Bacău. Articolul 6. Compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri. Articolul 6. La data aprobării hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 28.08.2020 și încetează aplicabilitatea. Prezenta se va comunica primarul Comunei Bâsănești, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, din cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și instituției prefectului Județul Bacău și va fi Județul Bacău, prin numirea secretarului Comunei și va fi publicată prin afișare în Comisiile Ecologice. Mai este cazul să citesc literatul? Nu, ăștia am văzut deja. Persoane. Discuții. Ce m-am luat? Ce se pare ceva așa? Aici. Doamne ferește să ajungă cineva din familie noastră. Toate sănătate trebuie să o pun în primul plan. Aia e clar așa. Da. Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, dau cuvântul domnului primar. O să dau citire la referatul de aprobare pentru proiect de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2021 datorate bugetul local al Comunei Bâsănești. Doamnelor și domnilor consilieri, impozitele și taxele locale constituie o sursă importantă de venituri utilizată pentru acoperirea cheltuielilor publice, a căror finanțare se asigură de la bugetul local în condițiile legii. Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial care depinde de consimțământul și plata acestora și gradul de civism fiscal și un impact direct asupra gradului de evaziune fiscală și asupra gradului de încasare a venitului bugetului local. În ultimii ani am constatat că există câteva firme care se află în procedura de insolvență, reorganizare, dizolvare, faliment. În acest sens, consider că prin anularea accesorilor vom veni în sprijinul societăților ce nu se află încă într-o procedură de insolvență, dar care au dificultăți financiare privind achitarea impozitelor și taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvență sau faliment și implicit din posibilitatea noastră de a încasa sumele restante. În ceea ce privește persoanele fizice, acestea înregistrează creanțe fiscale la principalele categorii de impozite, respectiv impozite pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, taxa de salubritate, taxe de concesiune sau închiriere, amenzi contravenționale. Rata de încasare a obligațiilor bugetare restante prin aplicarea măsurilor de executare zilită este foarte mică. Astfel, consider că prin aplicarea scutirii și majorării există posibilitatea conformării venelor a
benevolea contribuabililor și încasarea unor debite restante care în alte situații nu ar fi fost posibil. Având în vedere ce reprezentante anterior, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în formă inițială. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2021, inclusiv datorate bugetul local al Comunei Vârsănești, Sâmbătă. Primarul Comunei Vârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă instituția facilităților fiscale și anularea accesorilor obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2021, inclusiv datorate bugetul local de către contribuabil de pe raza administrativ teritorial a Comunei Vârsănești, Sâmbătă. Articolul 2. Se aprobă procedura de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2021, inclusiv datorate bugetul local de către contribuabil de pe raza administrativ teritorial a Comunei Vârsănești, Sâmbătă, conform anexei numărul 1, care face parte integral din prezenta hotărâre, care se va aplica cererilor formulate în acest sens, înregistrate până la 31.03.2021, după limita de depunere, data limită de depunere a cererii de anulare a accesorilor sub sancțiune de cădere. Articolul 3. Prevederile prezenței hotărârii va fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul de colectare, impozite și taxe locale și va fi comunicată primarul compartimentul de resort, instituției prefectului județul Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Discuție. Domnul prezentare de parte, doamne, la compartimentul financiar care va explicita în mod. Da, dăm cuvântul doamna Cerecu să ne prezinte. Nu, fără camera. Camera pe noi, da. Bine, bine. Bine, ce să vă zic? Care e achetă? O venim modul asta acum, s-a dat ordonanța, care s-a dat o ordonanță în decembrie, ordonanța 226, care modifică ordonanța 69 din 2020, prin care prelungește termenul de plată la 31.03.2021. Mai era discuția și de ordonanța și, acum recent, o mai dat. Dar te rog frumos, lasă-o să prezinte. Nu, și deci prin asta v-am zis, dar venim în ajutorul cetățenilor care au restanță și trebuie să-și achete debitul restant plus debitul până la 31 martie și e scutit din majorări, se anulează accesorii. Am ceva? Deci ca să înțeleagă toată lumea, dobânzile alea. Penalități, da? Eu aș fi beneficiat de așa. Da, mulțumesc. Atât, dar discuție. A fost o discuție că două, trei zile în urmă se discuta în presă, la nivel guvernamental, vor să prelungească perioada asta de... De bonificații da. Până la 31.06. Nu da. S-a primit nimic. Deci era discuția că o să dea o ordonanță de urmă să prelungească, că se prelungește pe perioada de pandemie, se va prelunge și... Ca și anul trecut. Da. Anul trecut, da. Doamna Geta spune că nu primi nimic. Nu, nu, e nimic. Asta e. Da. Alte discuții, dacă mai am. Supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține? Mulțumim. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Stau cuvântul domnului. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componentei comisiei pentru verificarea lucrărilor efectuate pentru rezultat comunal, încheiat de conform prevederilor hotărârii Consiliului Local Băsănești din 12 din 13.03.2020. Primarul Comunei Băsănești propune. Se constituie comisia pentru verificarea lucrărilor efectuate pentru trupurile de izlas comunal date spre închiriere prin baza hotărârii Consiliului Local numărul 12 din 13.03.2020 pentru aprobarea închirierii parcă permanente aflate în proprietatea privată a Comunei Băsănești de Sâmbătă în următoarea componență. Președinte, domnul Anii Claudiu Cornel, viceprimarul Comunei, secretar Valent Aurelian, secretarul general al Comunei, membrii Ionită Gabriel, inspector pentru aplicarea legii Fondul Social, din consilier Lazar Ion, pentru satul Azelin, Pușcașul Grigore, pentru satul Băsănești, Blanarul Gheorghe, pentru satul Caraclău și Mihai Gheorghiță, pentru satul Brătești. Dacă sunteți de acord, discuție. Dacă
cineva nu e de acord, nu vrea să participe din această comisie. Nu știu că a schimbat comisie, nu? De anul trecut. Dacă nu mai sunt, era de orice acord, era bunicii, dar cum este? Deci, din cei care sunt nominalizați, dacă e cineva împotrivă? Nu. Dăm drumul la discuția. Nu, vreau să spun ceva. Domnul Fricașu, mi-a spus că vă dați demisia și ca să nu încurcăm în situația cu documentul. Păi da, după aia iar trebuie ce faci, iar trebuie să vedeți. Păi explicați, mă, nu știu ca să spuneți, explicați, da, nu-mi dau demisia, asta e. Aveți un pic de reginte să spunem pe noi. Să vină comisia respectivă, să meargă în teren, că ei vor să se transferențeze și să iei iar. Deci ele trupuri de izlas. Sunt conform regulamentului pastoral. Sunt mai multe activități, domn primar. Da. Noi numai asta. Sunt mai multe. Dar mi puteți să faceți s-a făcut. Asta de ce? De ce? Desfășurăire. Desfășurăire. Au, ok. Speed. Dar ne puteți aduce la cunoștință cine au concesionat izlazurile astea toate sau ce sunt plătite? Dar citeați materialul. Nu l-am citit. Păi din contra, vedeți? Iar ați ajuns la punct. Dacă dumneavoastră aveți tot material de lucrat și nu aveți timp să le faceți, uite, nici eu n-am avut timp de lucrat. Păi de problema a spitalului. A, deci la dumneavoastră pe dumneavoastră pune problema dumneavoastră? Dar credeați în încetă, bă? Cât are cu stădinii? Dar citește raportul. Și-a citește raportul. Găsiți un material fiecare... Dar ia citiți raportul, domnul primar, că doar de aia... Păi că al normal, tot raportul trebuie citit. Da, după o pace cu jumătate. Asta este, ce fac? De asta aveți ședinți chiar de aia. Sunt de acord cu dumneavoastră, acum de ce ne mai acceptăm? Suprafața de pași permanente, proprietate privată a Comunei Bâsănești, județul Bacău, este de 467,99 hectare, din care suprafața productivă, pășuni, 371 de hectare, suprafața neproductivă, înseamnă drumuri, ape, terenul neproductiv, 59,35 de hectare și teren de pădure, 36 de hectare. În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunei Bâsănești, județul Bacău, numărul 12 din 13.03.2020, întemeiată pe legislație în vigoare, a fost inițiată procedura de încredințare directă a pașii permanente aflate în proprietate privată a Comunei Bâsănești, județul Bacău, respectiv suprafața de 396 de hectare, rămasă disponibilă teren productiv, suprafață și, productiv și în suprafață de 336. Nu prea fac cifrele, domnul primar. Nu prea fac cifrele. Bai neproductiv din 400, nu prea fac cifrele. Dar în fine, continuați, lăsați. Bac sigur. Bac sigur, vă spun eu. Da, dacă ați făcut asta ca altfel, da, continuați. Bine ați spus niște răspundă, dumneavoastră, puteți spune orice. Ca urmare a încetării contractului de teren Stanciu Solar Magdalena, Asociația Pescătorilor de Animale de Bâsănești, în perioada 2014-2020, grupul de pășune Măgura Părul, în suprafață de 35 de hectare, a fost închiriat de către Mihaela Daniela, conform contractului de închiriere aflat în derulare numărul 2088 din 10.05.2017, perioada contractului fiind de 15.10.2017, 31.12.2023. În baza procesului verbal a ședinței de deschidere a ofertelor pe data de 8.04.2020 și raportul de evaluare a ofertelor depuse pe data de 9.04.2020, Comuna Bâsănești, județul Bacău a încheiat contracte de închiriere cu persoane fizice și juridice care au depus oferte de adjudecare pe teren pășune comunală respectiv. Oancea Iulian Mirel, contract de închiriere, numărul 1477 din 14.04.2020, obiectivul contractului de închiriere pășure comunală pentru următorul număr de animale, 9 capete, bovine adulte, vaci și 3 capete tinere bovini, perioada contractului fiind de 14.04.2020, 31.12.2026 pentru fracțiune de 10 hectare de teren și trupul de pășune jaravăți,
încărcătura de animale pe terenul închiriat este de 1,2 unitate vită mare, suprafață productivă. Alexandru Gheorghiță, contract de închiriere, numărul 1478 din 14.04.2020, obiectivul contract de închiriere pășune comunală pentru următorul număr de animale, un cap de bovine adultă, așa, un cap tineri bovin, 193 de capi de bovine și caprine, perioada contractului 14.04.2020, 31.12.2026, pentru suprafața de 35,44 hectare teren productiv și suprafața de 10,80 hectare teren neproductiv din trupul de pășune, vărzărie, încărcătura de animale pe terenul de interiat este de 0,86 unitate vită mare, suprafață productivă. I.I. Stanciu Sulaș Magdalena, contract de închiriere numărul 1479 din 14.04.2020, obiectul contractului de închiriere pășure comunală pentru număr de animale, 462 capi de bovine și caprine, perioada contractului 14.04.2020, 31.12.2026 pentru următoarele trupuri de pășune. Trupul DOS, teren productiv, suprafață de 50,87 hectare, teren neproductiv în suprafață de 11,68 hectare. Trupul Druța, teren productiv în suprafață de 3,21 hectare, teren neproductiv în suprafață de 0,4 hectare. Trupul Săcătură, teren productiv, suprafață de 5,82 hectare, teren neproductiv în suprafață de 2,91 hectare. Trupul Veverița, fracțiunea de 38,28 hectare, teren productiv, și fracțiunea de 0,39 hectare, teren neproductiv. Încărcătura de animale pe terenul interiat este 0,64 unitate de vită mare și suprafața productivă. Asociația Crescătorilor de Animale, contract de închiriere 1480, 14.04.2020, obiectivul contractului închiriere pășune comunală pentru următorul număr de animale, 1137 capi de bovine adulte, 6 capi de tinere bovin, 4 capi de cavaline, 1187 capi de bovine și caprine, perioada contractului 14.04.2020, 31.12.2026, pentru următoarele trupuri de pășune. Trupul Jalares, fracțiunea 15.42 hectare, teren productiv și fracțiunea 0.82 hectare, teren neproductiv. Trupul Viverință, fracțiunea de 35 de hectare, teren productiv și fracțiunea 0.39 hectare, teren neproductiv. Trupul Chicerea, teren productiv, suprafață de 25.44 hectare, teren productiv și suprafață de 2.32 hectare, neproductiv. Trupul Lascaz, teren productiv, în suprafață de 49.30 hectare, neproductiv, în suprafață de 3.30 hectare, neproductiv. Trupul Canton Borisov, teren productiv, suprafață de 16.09 hectare, teren neproductiv, în suprafață de 10.17 hectare. Trupul Ciujneau Copii, teren productiv, suprafață de 5.31 hectare, teren productiv, în suprafață de 6.7 hectare. Trupul Caracuda, teren productiv, suprafață de 3,4 hectare, teren neproductiv, în suprafață de 0,59 hectare. Trupul Cavalioti, teren productiv, suprafață de 29,95 hectare. Trupul Cărăucileșului, teren productiv, suprafață de 12,67 hectare, teren neproductiv, suprafață de 0,87 hectare. Încărcătura de pe terenul închiriat este de 1,58 unitate de mare suprafață productivă. Având în vedere faptul că suprafața de pare aflată în proprietate privată a Comunei Vârstănești Observatorului este închiriată în totalitate, Primăria Comunei Vârstănești este direct responsabilă pentru modul de aplicare de către chiriaș al tuturor prevederilor obligațiilor contractuale întemeiate pe planul de amenajament pastoral aprobat conform hotărârii Consiliului Local Vârstănești numărul 49 din 27.12.2019 care au fost stabilite pentru aprobarea amenajamentului pastoral pentru paște permanente din Comuna Vârstănești de Sâmbătău prin intermediul Comisiei pentru verificarea lucrurilor efectuate pe trupuri de izlaz comunale închiriate, a căror componență trebuie stabilită și aprobată în legim de urgență, dat din motivul de începerea activităților de întreținere și fertilizare a paștelor închiriate. Vreau să vă mai specific că au fost repartizate aceste porțiuni de teren de chiar de ei. I-am lăsat, comisia am fost aici, cei din comisia care eram întrecut, Marci, care era președinta Comisiei Finanțe, i-am lăsat și deci au ales singuri. Deci ei și-au împărțit pământul. Aceste terenuri care au fost distribuite. Ca să nu mai
fi discuție, că le-am dat noi, că i-a dat primarul, nu știu, aici, în această sală, ei și-au împărțit între ei tot. Cât fiecare care a legat între subiectul domnul Bănară, nu are legătură acum cu el. Nu, dar ca să știe cei care sunt noi, care vreau să nu au participat. Problema era, eu dacă îmi permite să deschid discuția, vreau să intru așa direct, cer scuze că nu mi-am cerut permisiunea. Da. Aș zice că trebuie completată comisia și cu alți consilieri. Păi da, mai avem, uitați, de exemplu, grupul ăsta al nostru de la USR nu este niciunul propus, nimeni nu i-a fost întrebat. S-a ales așa pe sprânceană, scuzați că e expresie. Deci rețineți, vă rog. Ce să rețineți? Propunere. Acum trecem la discuție și la discuție, vă rog, și propunere. Puteți extinde comisia. Comisia? Comisia e obligatorie să vină numai pentru un consilier de care să poți fi și doi dintr-un sac. Unul poate să lăsească. La comisia are dreptul să verifice respectivul care o beneficiază din parcela aia din teren. O concesie făcută acolo. Are dreptul să verifice la sfârșitul anului mai deține atâtea animale, atâtea... Noi la fiecare verificare... Vă scuzați un pic cu Andreiul. De asta spun că... Se poate, nu? Că păi... văd că și răspunsurile se dau eronat. Păi... Trebuie văzut clar care sunt condițiile și sarcinile și toate atribuțiile. Nu putem să spunem că da. Nu știu, ați elaborat un primar vreun, știu eu, vreun proiect de hotărâri sau vreun caiet de sarcini sau ceva prin care comisia sau niște atribuții care știi ce are de făcut? Da, au venit la noi au fost un caiet de sarcini, în baza acelor... Ăla e pentru cei care au concesionat, vorbesc de comisie. Am întrebat pentru comisie, dacă există și acolo de sistemul. Caiet de sarcini de la concesionat. Caiet de sarcini de la concesionat. Se raportează la caietul de sarcini, tot ce scrie acolo, iar noi, ca și avar de specialitate și în speță, domnul inspector Ionuță Gabriel, este ținut anual să monitorizeze modul în care se îndeplinesc sau nu obligațiile contractuale ale fiecărui chiriaș vis-a-vis am văzut de câte ori nu s-au îndeplinit, am văzut că s-au făcut mențiuni, mereu domnul Ionuț a făcut la mențiuni. S-au făcut atât cât s-au făcut, poate și mult mai mult decât la alte comune. Fără la bătaie de joc, ne-am cansăturat, domnul Ion. Dar aș vrea să văd cum ați descurcat dumneavoastră, domnul nostru. Iar vă agitați. Păi nu, păi dacă atacați tot timpul și atacați multa, ca de obicei. Vreau să mai spun un lucru. Haideți să vă spun. Cei care verifică ceea ce ați verificat voi, eu am este APIA. Bine, APIA și controlează. Bun, ok. S-a făcut vreo adresă. Mai și mai facem comisie. S-a făcut vreo adresă din președinte din comisie către APIA să vină să verifice. Dar sunt de ei au ei planificat. Atunci ce mai faci comisie? Au ei planificat. Hai să vedem ce atribuții are comisia. Noi planificăm voi pe ei. Verificarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin contract. Bun. Ok. Haideți să vă spun o chestie. Deci tu concesionezi terenul ăsta pe perioada 2020-2025, corect? Da. 26. Bun. Ca un exemplu. Nu știu terenul. Bun. 2026. Da. Deci ăla beneficiază de 6 ani de parcela respectivă, nu? El ca să beneficieze, în contractul ăsta trebuie văzut, eu n-am văzut, trebuie să spun, nu știu, contractul ăsta, contractul de concesiune. Un anumit cap de... Păi a spus că adică... Bun, ok. După un an de zile, el și-a luat animale, le-a vândut, le-a făcut, dar terenul rămâne în continuare. Noi monitorizăm modul de îndeplinire a obligațiilor. Păi cum îl monitorizăm? Cum adică cum îl monitorizăm? Păi v-am întrebat mai nimic, comisia asta poate să facă... Ascultă aici ce spun domnul. S-a făcut cea de vedență de la medicul veterinar, că toate animalele sunt trecute în registru exploatațiilor. Nu există animal, că sunt venții de el, domnul Absinoiu. Care sunt declarate. Păi da, dar și care nu le-au declarat. Dar nu există să nu iei, dacă iei subvenții cu el, cum să nu-l declară? A, păi că ăștia cu subvenții. Păi da, poți. Bun, dar eu mai dau și mie la un alt exemplu. Omul care are o vacă, un cal, și vrea să-l ducă pe izlat, ajunge tot la respectivă care a concesionat, nu? Este în interesul lui. Nu, animalele comunității pe teritoriul pe izlasă la care a comisia
discuția și am auzit și eu discuția asta, permiteți-mi să spun, am auzit și eu discuția cu un comun, ar mai fi niște oameni, dați-mi voi să termin și eu opinia. Deci ar mai fi niște... Am răspuns la prefectură la petiția domnului Lundu. Nu știu, nu, mai sunt și alții, nu oare. Păi nu mai vreau, deci oricine liber s-o facă. Da, bine. Poți să continui? Da. Așa. Și tot așa spuneam și că ar fi vrut să pășuneze. Și vreau niște răspunsuri. Domnule, trebuie să dăm niște răspunsuri oficiale, dacă tot avem o ședință. Spune-mi exact concret cum este stabilit fiecare din sacin. Că mâine se duce omul ăla cu vaca și se ia la bătaie cu administratorul acolo, pe teren. Nu o să întâmplă treaba. Da, da, s-a întâmplat, doamne. Trebuie spus din capul omului clar. Odată ce în momentul în care s-a închiriat, administratorul, deci își exercită sacin și atribuții până la finele contractului. Eu nu am văzut în caietul de sacin că poate intra peste administratorul altcineva. Eu nu am văzut. Spuneți, domn primar, aveți cunoștințele așa ceva? Spuneți, eu nu am văzut în caietul de sacin. Domnul primar, permiteți două secunde. În mandatul domnului vice, dacă ne aducem foarte bine aminte, a fost o problemă pe Pedruța. Vizlatul din Pedruța. Domnul Drug a ocupat, nu știu câte care era mare. I-a fost reziliat contractul doar pe motiv că a îngrădit accesul pe izlaț a locuitorilor din zonă. Una din condițiile din contract este să accepte fără contracost. Păi aia e problemă. Da, este prevăzut. Păi, eu nu am văzut. Că dacă duci un vată și ceri 2 milioane, că el are concesionat de el. Ceri să se înscrii în asociație. Haideți ca să fim serioși. Ceri să te înscrii în asociație ca să te lase să pășunete. Și care este problema dacă se înscrie în asociație? Nu e o problemă, da? Păi 7 ori. Nu a fost niciodată. Nu mă putem de dragul de a băga o structurizare. Noi anul trecut, odată cu distribuirea apetelor, s-a făcut și inventarul animalelor, am adus inclusiv medicul aici. Serios? Inclusiv așa și am luat fiecare hârtiuță. Știi că ți-am spus? Am scris și eu în comisia asta voluntar. Da, da, da. Da. Voluntar. Și eu ți-am spus că la Brătești, de exemplu, era familia Înghelești, tot așa să faci, nu era foarte în regulă. Deci, ca să vezi că am, mai ca să vezi că am verificat, deci tot. Lăsați-vă pe comisia, lăsați-vă că știu de clar, știu destul de clar ce ați făcut. Haideți, lăsați-vă pe mine. Totul în regulă. Da. Și nimeni ne mulțumesc. Este și filmat, ca să știi tot. Doar asta nu vă lasă să dormiți liniștiți, că nu te dă cu trebuie. Dacă aveam niște liniști, nu vreau să vă lasă. Băi, cred că ați vorbit, deci lasă-l și domnul Blas, că și el vrea să vă lasă. Am întrebare pentru doamna secretară. Ați menționat ceva de o petiție formulată de domnul Lungu? Da. Când a fost formulată petiția aceea? De curând, efect. Trimisul. Ok. Salariatul nostru a și formulat și a și trimis răspuns. Și eu am înțeles puțin, nu am citit-o, o să o citesc personal, posibil după ședință, când în acel răspuns al dumneavoastră scrie că noi, Consiliul Local, am hotărât ca el să nu beneficieze de pășuni. Păi vezi când vorbești. Nu, eu v-am întrebat. Păi dar nu te-am întrebat. Păi și v-am zis că o să merg să citesc personal. Păi dar nu merg și frate, că o avem aici. Da, nu vreau să citesc. Păi nu știu, nu vreau la sursă. Dar nu asta face obiectul ședinței noastre de azi. Rămâneți după ședință. După ședință care vrea. Și consultăm răspunsul formulat după ședinția prefectului, pentru că noi nu avem nimic de ascuns. Dar hai să nu facem o falsă problemă, ca de obicei, din toate. Iar dumneavoastră, ca sfat, nu vă mai luați după ce ați auzit. Eu v-am întrebat. Mi-ați răspuns, mi-a răspuns, simplu. Consiliul Local nu vă dorește din toată situația. Nici nu am insinuat. Dacă domnul respectiv a primit acturtii, o aduce și vă arată. Domnul ăsta mi-a dat. Da. Poate vă mai șapți. Bun, alte discuții. Da. N-au zis domnul președinte, s-a făcut. Vă rog, domnul Pușcaciu. Comisia cu ați venit ca mă domnul Pușcaciu. Deci nu știu dacă eu pot să fac parte din comisie, pentru că mă retrag. Păi de aia am început cu întrebarea asta, mă întrebă. Dacă cei nominalizați sunt de acord. Da. Dacă mai sunt alții care vor. Da. O propunere. Da, Pentru voi să mergi cine e. Chiar acum că vin cu mine. Din Bârsănești, care este? Cine e din Bârsănești? Voluntar. Eu vin din Bârsănești. Voluntar. Nu trebuie să... Voluntar. Toți sunt voluntari. Păi n-am, mă. Poate ajung la o asociație de aia în cer. Băi, 2 milioane sunt terenul meu, eu știu. Haideți ca să ne totuși să succintem discuția. Deci propune care a fost, ca să și votăm. Pentru Bârsănești, deci să retrăz domnul Pușcașu și domnul Vlad. Grigore și cu domnul Maximilor, da? Bun, ca să știm. Deci domnul Grigore Dore. Îmi trebuie încă o dată, domnul Arșa. Încă o dată, domnul Arșa.
Dar sunt acolo, dar dacă... Da, nu vă problema e că nu citești păpușă. Hai, vă ieși cu tine. Nu e să citi, băi. Da. Deci, sunteți de acord cu calabile? Da, nu. Da, dacă era cu legat, la Vârstănești l-am stabilit. La Vârstănești. Deci a fost așa, domnul Pușcașu s-a retras. N-am specificat motivul pentru că nu înțeleg de ce și nu mă interesează. Domnul Grigore Calcostel și domnul Arsinoiu vor amândoi să reprezinte satul Bârsănești în locul domnului Pușcașu. Și atunci intru și eu. Doamna Gaman, dorește și dumneavoastră să se alăture lui domnul Blănaru pentru că a călătorit. Dar așteptați-mă un minuțel mic de tot să-și scriu. Da, 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 un pic, mai rămas doi. Băi, hai să lăsăm ăsta, sunt de copii de grădiniță, știi? De mișto orice. Pe caracul. Pe Brădești? E bine așa, mă duc cu Mihai, un nou milion. Păi n-ar fi frumos să facem acolo un foc de tabără. Eu vin așa suplimentar, voluntar, numai la petrecere, atât. Dacă mă primiți așa, vin, la altfel nu. Păi dacă dați petrecere, dumneavoastră, și vreau să fiți invitați. Bună, nu mai știu, nu are rost să discutați. Nu, eu nu. Deci, supun spre aprobare proiectul cu propunerile făcute. Cine este pentru? Deci noua componență este așa. Albele, domnul Lazar Ion, Bârsănești, domnul Grigore Vlad Costel și Axinor Cătălin Ionel, pe Caraclău, doamna Gaman Maria și Blănaru Gheorghe, iar pe Brătești, Mihai Gheorghiță. Stați așa să vedem dacă suntem număr impar, ca orice comisii care se respectă. Deci în loc de unul la Bârsănești, au intrat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da, e în regulă. Felicitări, bate din palme. Da. Bun. Trecem la diverse. La diverse. O luăm de la domnul Pușcaș. Ce să zic? Ce scuze? Luați masca și vorbiți un pic mai tare ca să înțeleg să pot și eu consemna. Da, îmi cer scuze, dar asta este. Nu pot să mai merg mai departe. Deci vă opresc din ultima ședință la care pot veni. Adică vreți să ne anunțați că sunteți în curs de retragere. Da, exact. Considerăm că asta e ultima ședință? Sau? Da. Noi vă mulțumim pentru colaborare, pentru faptul că am fost colegi și vă urăm toate cele bune în viață. Și ne-am stat în fel. Pașii fericit. Cum? Pașii fericit. Mai este acolo. Mergem mai departe. Poate două. Dar mai ieșit bine la o ședință. Dar lasă așa pe rând. Nu. Nu mai e nimic, da? Poți să-l... Nu, nicio nu mai am. Da, în legătură cu contractul de filmare la ședință. Era scadență. Când era scadență contractul? Domnul primar. Dar care e problema? Problema cu asta, să restitui banii care au încasat în ședințele de pandemie, online. Ești, nu te... Dar faci măcar o petiție în lume probă. Nu fac o petiție, doamnă, scrie voastră. Da, așa, ok, și discutăm. Deci să restitui. Dar să restitui banii care s-au încasat, precum că ei fac ședințe, nu dumneavoastră, că domnul nu are nicio treabă. Domnul de la exclusiv, ședințele sunt online, deci plătite online și nu se face nicio ședință online. Eu am făcut solicitarea să se facă ședințe online, domnul mi-a explicat că nu, domnule, că sunt mai costoase, dar el încasează bani. Mai costisitoare, dar el încasează bani. Dar cine poate să străbăie? E problema mea, eu nu știu, doamna, dumneavoastră. Dar de obicei n-are de șansă. Da, n-are de șansă, dar dumneavoastră... Am notat? Da, notat. Următorul. Da, vreau. Și să mai găsești o sursă la buget, că dacă trebuie să restitui niște bani. Da, da. E, da. Da, da, da. Da, nu trebuie să primi la cursul de comun, dar avea acum asta. Da, doamne, de acum începem cu infracțiunile. Da, dar e așa. Domnul Lazar. Vreau să întreb pe domnul Vici, în primul rând. În urma lucrărilor pe care ați avut de colmatare și tot ce fost, resturile de gunoi, unde au fost depozitate? Pentru că am primit anumite telefoane prin care mi s-au spus că au fost utilajele primării îngropând gunoi. Acum, dacă se verifică, n-am fost personal, dar voi merge, bănuiesc.
O mare parte din mare parte. Adică dacă e în beneficiul nostru să se facă un sezon la gada de mediu sau ceva, pentru că amenziile sunt foarte costisitoare și mari. Adică... Staci cu deșeuri așa, am adus și am pregat la mașină. Iar într-un singur loc am dus crengile, crengile așa, într-un loc unde vom ajunge ulterior și vom da funcție. Ca să luținați. Deci ce ați îngropat? Am îngropat nimic. Așa. Păi zici că așa am îngropat. Urmând ca ulterior să le dăm foc și să aducem zona la plăbă. Asta avem în sen. Și da, să nu prevede la fel. Iar deșeul la deșeul. Deșeul le-am luat la așa la primării și am predat la mașina din cipul. Am înțeles. Vă venim să mai mulți bani. Da. Mașina. Alin. La fața să mică? Nu vrea. Domnul Vite, dacă ești la. Nu, eu la primării și nu ești la. Hai, mai Gheorghiță. La plătește acolo, la biserică. Cum facem cu curățenia acolo? Da, și curățenia. Îi dăm foc, îi... Dar un timp de refer. În spate bisericii. Unei cu noi, da, dar este o rutină și o obișnuință, dar vrea să ducă cum ai acolo, deși mai sunt și obișnuință de la... Dar nu știu, trebuie să dăm foc, să-i facem. Asta facem curățenie și cu mine e la rău. Noi nu mă acolo. Domnul Lază? La noi, la Albele, adică aș vrea ca să nu-l jignesc pe domnul Grigore. Când s-a făcut proiectul din buget, a zis dumneavoastră că e prea aberant cantitatea de 800 de metri cub de balast. Dar să știți că cantitatea e de 800 de metri. Nu o să ajungă nici la Albele, că o să facă o mașină adevărată. Numai cum am fost ani anterior, deci asta e problema. Zeci de ani, câte o mașină acolo, una acolo. Domnul, nu. Domnul Lază, m-ați înțeles greșit. Nu, așa am spus. Așa a spus că e aberant. Așa am spus. Când mi se pare aberantă sunt. Nu am discuții, nu a fost așa. Am spus să se explice cantitatea asta, să se explice. De 800 de metri. Da, nu s-a zis că e aberant. S-a cerut justificare. De ce asta? Eu așa... Una e justificare, una e... De ce asta? Va veni fiecare sat. Când o să facă balastrare în satul ăsta? Cine este dispus? Chiar puteți să veniți, să asistați acolo. Vrem o promisie și balastrare acolo. Ei, dacă ea vorbim unul pe statul, vorbim unul la dracu. Să se facă o comisie, să vadă de unde și până unde și câte mașini. Păi și ce rău în asta? Nu asta am spus și eu la ședință, dacă vedeți filmarea, exact asta am spus. Ca banii ăștia folosiți, dacă se cumpără 800, 1 milion de metri cub de balastru, să se pună. Nu doar scriptic și pe hârtie. Cu drumul peste deal. Că a plecat pe destul. Albele Clodos. Dacă se tot întâmplă cu finanțarea, băgați măcar balast. Păi dați seama ce cadă de bază vedeți domnul Lazăr. În cazul în care noi avem cu finanțarea de asta. Deci facem drumul ăla. Ce aș plac. Deci nu ne-a asigurat cota alocată pentru 10 ani, pentru un an, pentru tot timpul. Cât este ca ei tot. Este fără rost în condițiile în care noi nu facem... Hai să-ți mai zic ceva. Mă las să vorbesc, hai să-ți mai zic ceva. Când ai fost în mandatul trecut, da, ai pus 7 bascule de balast, 2 râba la da, Chirica, acolo, și restul tot la fel. Ce ți-am zis? Domnul Claudiu, dacă nu faci șanțul și vine o ploaie torențială, tot balastul ți-l duci de vară. Nu a durat o săptămână, o venit ploaie puternic și tot ce s-a făcut s-a dus la râd. Domnul Lazar, toată perioada mandatului drumul de la Albele a fost circulabil, inclusiv în perioada de iarnă. Vreau să vă aminte lucrul ăsta, lucru care nu s-a mai întâmplat nici de atunci încolo, nici până atunci. Trebuie făcut treaba cu sunt de răspundere. Dar n-am auzit blocaje de astea iarnă, că s-au mandatul trecut când iarnă trecut, n-am auzit blocaje pe Albele, n-am auzit. Nu au fost, anul trecut nu. Păi am auzit. Acum partea care, dacă tot alocați, cum spunea, a ridicat problema domnul Lazar față de domnul Grigore Vlad, cum a ridicat problema cu 800 de milioane. Doamne, cota mai mare de balast, să meargă la Albele. Așa nu se face domnul. Dar eu m-am înțeles greșit. Nu, restul, marea majoritate care am fost în 2008-2012, nu l-am dat trecut la dumneavoastră. Deci am înțeles greșit a face de ridicare care se potrivește cu
Să spuneți că Cibinu s-a cipărat. Eu știu că cât am stat în mandatul trecut, eu nu am auzit că oamenii se implantă. Erau niște discuții. Și nu cea pe care ați menționat dumneavoastră. Erau mici discuții cu mașina de gunoi când colectau gunoi că sunt potmolea. Să mai pot molea unul. Dar nu am auzit să fie blocat albile. Eu nu am auzit. Mai trebuie continuat întreaga cu balast sus acolo la, în cartierul la Tunești. Unde? În cartier, sus, la Tunești, acolo. Valea Bisericii. Valea Bisericii. Eu am fost când s-o copit zăpada și sunt porțiuni chiar rămâi în podmolit. Domnul Lazar, acolo până când se usucă terenul. Ca să putem intervenim în copilat. Să facem la forma a drumului și după aceea să punem rezbat. Nu, în ce mă bani? Acum, la ora actuală, este uscat. Așa. O să vină Diego. Din nou să-ți mai dau voie ca să te duci să întorci și tractorul pe cultura mea de lucernă. Da, acum cât e posibilitatea, acum, până când nu pleacă în vegetație. Da. Vă pun de, o să-mi plătiți cultura. Faceți un proiect. Ce e necesar la ardei că aveți bugetul la mână când trebuie votat. Nu ți-a aprobat proiectul? Nu ai blocat bugetul. Să mai aduc bani. Nu ți-a mai dat. Ca eu sunt lăsat cu oamenii și vreau să îi duc la capăt doleanțe de vot. Bravo! Da, nu că oamenii s-au doar azi, vor o ședință. Corect. Vor o ședință cu domnul primar, domnul vice și chiar toți consilierii. Dar e normal, s-au dus toți în campanie și au cerșit votul. Deci nu se mai poate, deci nu că suntem răutăcioși. Deci, știu când se aude de albine, ne ștergem la frunte și nu mai putem și ne agităm. Nu trebuie să ne agităm, trebuie să vedem adevărul. Nu se mai poate. Domnul Preda, ales, dar cine a ieșit primar și cine a ieșit și Consiliul a ales? 10 de ani, 10 de ani, 10 de ani, faci ce faci, ce faci. Nu, domnule, nu a venit bugetul, nu a de metri cu pisatul azi, și dacă mai rămâne, mai facem o rectificare de buget și mai băgăm și pe altă uliță, în alte sate. Până când faci la alte, nu se pune bani la spune niciun copil. Ai 40 miliarde de euro și dai 12-13 miliarde de euro. Nu, mai, așa merge. Nu, așa merge. Nu, așa merge. Mai poate înțelege om cu persoană. Dar nu știu ce intervenția, scrieți bani, goarde, fără... Da, dar scrie dumneata în locul meu dacă ești șer. Da. Dacă ești ține să... Nu mai tot ești în acolo, așa, așa. Și mai ești în ședință, că nu mai face nimeni să tacă pe omul ăsta. Așa se vorbește domnul Arsinoi, în momentul în care ești